celor decizii care sunt emise de organele competente și, nu în ultimul rând, recuperarea și restabilirea ordinii de drept. O primă scanare a sistemului nostru, o să identificăm ceea ce noi am hașurat cu roșu, verigile noastre slabe sau cele care practic lipsesc. Și noi am înțeles că suntem foarte slabi în prevenirea corupției, nu suntem suficient de eficienți în constatarea și documentarea cazurilor de corupție. Avem probleme, evident, și în sistemul ulterior de înaintarea învinuirii sau examinarea instanțelor de judecată, dar cel mai grav este că noi nu avem un sistem de executare și control a executării deciziilor, în special în partea actelor de corupție. Și mai ales, nu avem un sistem de recuperare sau de restabilire a ordinii de drept. Nu avem un sistem care ne permite să avem sau să implementăm instrumente în care funcționarul public sau nu doar cel care a comis actul de corupție să fie tras la răspundere și să întoarcă sau să fie sancționat inclusiv material cu patrimoniul său pentru acțiunile pe care le-a întreprins. Deci lipsa unor elemente cheie și unele mecanisme ineficiente, incomplexe în sistemul de prevenire și combaterea corupției în Republica Moldova a discreditat practic toate eforturile noastre anterioare. În mod special ne referim și la lipsa unor entități abilitate cu funcția și responsabilitate de executare neîntârziată, eficientă a deciziilor de sancționare pe marginea cazurilor de corupție, de recuperarea prejudiciului statului, de restabilirea a statului de drept. Lipsa instrumentelor de confiscare civilă, extinsă și specială, care ar fi aplicate și ar fi unele lucrative. Suprapunerea de competențe a instituțiilor de stat împuternicite cu combaterea fenomenului.